acolo? Celentano, tu ești, mă? Ce faci acolo? Bă, nu se poate. Bă, dar nu se poate, mă, bă, deci nu știu. Cum ai văzut după mine că eram ascuns perfect? Adică de ce nu-mi ies seama și mie treaba asta, că nu sunt bun? Explică tu mie, aspirină. De ce unii poate și eu nu pot? Dar ce poate unii, mă, și tu nu poți? Să facă lucruri periculoase. Dacă, deci eu mă tot antrenez, bă, mă tot antrenez, dar nu iese nimic. Nimic și ce, deci am planul de antrenament făcut. Merg așa, am tupilat, mers târâș, mers pe furiș. Știi ce bun sunt la mersul pe furiș? Ia fi atent. E, florile! Scuze-mă. Dar pentru ce te antrenezi tu, mă? Aspirină, nu. Pentru că să fiu sincer cu tine. Mă antrenez că nu se mai poate. Viața m-a dus în halos. Adică nu mai am bani. Bă, dar n-am bani. Eu am încercat varianta cu muncă și insistă, care e așa. Munca... Bine, nici nu prea am chef de muncă. Dar în sfârșit, mai e o chestie. Nici nu e bine plătită, înțelegi? Adică nu simt niciun zvâc ca să mă duc pe varianta asta și la final de lună, de fiecare dată când fac balanța, ies pe minus. Adică faliment complet. Eu mai am mult cheltuit decât câștig și deci prin urmare m-am gândit, zic, mai să fac și eu ce face alții. Bă, alții cum se descurcă? Și l-am luat, de exemplu, pe modelul Ardiles, dar eu nu merg chiar pe varianta lui. Eu nu fac de așa, eu vreau să fac lovituri, ca lume. Lovituri, a? Da. Și unde vrei să lovești, mă? La mine? Adică de la mine vrei să furi? Ce? Că eu sunt tot pe faliment. Nu, Aspirină, nu-mi permit. Păi nu fac de-astea ție, care eu acum de când mă antrenez. Eu nici n-am început, dar tot. Mi-am dat seama. Băi, să muncă de teren, nu e de mine. Nu e mine. Mie îmi trebuie ceva unde să zic, să stau așa... la butoane, adică la mine creierul e important, care trebuie să-l folosesc. Ai ceva de băut? Mai Celentano, îți înțeleg frământările tale, dar ia du-te tu acasă și fac acolo antrenament, da? Că eu sunt cam prost dispusă, că sunt la cură de slăbire. Bă, Celentano, mă, ce dracu faci, mă, aici erai? Păi m-ai lăsat pe mine să fac toată treaba și tu ai fugit? Stimate prietene, te informez pe această cale că am început un program de recreve profesională. Ce ai făcut, mă? Am schimbat foaia. Gata, m-am schimbat tabăra. Nu mai sunt la aia buni, sunt la băieții răi. Deci m-am făcut rău, Felicel. Bă, nu mai vreau să fiu om curaj și cinstit. Vreau să fiu hoț! 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 Dar nu hoț așa că Ardile scos cărel. Milioane de euro vreau să fur. Milioane de euro vreau să fur. De ce, doamne? Cum am ajuns, doamne, în situația asta? Bă, spiritual, dracu, cu ideile tale, hai să mă ajut să car cărămizile alea de acolo. Ai așa banii vrei jumate-jumate, dar să car numai eu? Nu mai mă interesează această lucrare. Nu mai vreau, gata, am închis ambasadele. De ce, mă? Că nu se merită. Cum, mă, nu se merită? Nu e lucrarea ta? N-ai venit tu să te rogi de mine să te ajut când dai banii jumate? Cum adică te retragi? Ce înseamnă asta? Bine, dacă te retragi, dă jumătatea de bani și retragi-te cât vrei tu după aia, dacă e pe așa. Ia tu lucrarea pe persoana ta fizică toată și ia și toți banii. Bă, dar ce băia bun ești tu, Celentano? Ce băia bun ești tu să iau toți banii, dar să cași toate cărămizile alea? Păi bă, acolo e muncă de 3 zile la câte cărămizi are baba aia de cărat. Bă, mai întâi unul la mână. Nu mai zice mie că sunt băiat bun. Că nu mai sunt băiat bun. Vezi? Zici mie nici măcar în glumă să nu mai ai curaj ca să-mi zici băiat bun, că eu zici că am schimbat foaia, dă-mă dracu de aici. Și doi la mână, nu se merită, bă, atâta încă pentru 20 de lei. Cum, mă, 20 de lei? Păi dacă atâta e. Cum, mă, atâta e dacă ai zis că ne dă cât 1 milion de căciulă? Corect, așa am zis. Am mințit. Păi dacă ziceam din prima că e decât 20 de lei mai te băgai, nu te băgai. Și gata, Felicel. Nu mai. Deci nu mai zici. Pentru mine tot e asta care iese caz închis. La revedere. Da, bineînțeles. Și ți-ai luat catrafusele și ai plecat. M-ai lăsat ca prost acolo. Da, Felicel. Pentru că eu mă gândesc numai și numai la ziua de mâine. Mâine este tot ce contează. Pentru mine, azi e deja, e
Bă, fii atent aici, că mă enervez cu ziua ta de mâine. Pe mine azi mă interesează. Lasă-mă pe mine cu mâine. Mâine văd eu ce-i face mâine să ajung eu acolo. Mie azi mi-e foame, azi mi-e sete. Și mai trebuie să ajung dracușa acasă până în ora 1 cu ceva de mâncare, că vine copiii de la școală și n-are nici pâine goală ce să le dea să mănânce. Îmi place cum gândești. Am întors scaunul. Te iau în echipa mea. Adică ce? Adică ce? Ne facem bandi. Cum mă bandiți? Uite așa, cum auzi, fericele, că cu muncă cinstită nu mergem. Te uiți la ăștia care are bani. Bă, dar de unde ai tu atâția bani? Am muncit. Nu se poate! Păi, dar eu n-am muncit și nu s-a adunat nimic și nu că noi ne facem hoți. Cum ne facem hoți? Facem bandiți. Știi care e diferența între hoți și bandiți? Chiar și așa. Hoțul, o vrea ceva la vreo, păi aș, bă, păi tu, n-am fost eu. Hoțul nu recunoaște. Banditul, ia și. Așa, eu am furat. Așa și? Care? Este vreo problemă? Ne facem bandiți la drum mare. Ieșim cu pieptul în față, firicele. Adică, pac! Dacă e blondă la neveu, din două, trei mișcări, imediat. Adică eu între hoți și bandiți, îmi place mai mult bandiți. Ne mai trebuie pistoale și ne mai trebuie doi cai negri frumoși. Ce faci, mă, tot aici ești? Nu ți-am zis, bă, să pleci? Ce faci, firișele? Ai venit și tu, dragă? Tu ce mănânci aici? Ardei că sunt la cură de slăbire. Ce ți-am zis, bă, să te duci acasă? Ia fiată că stai aproape de florile mele și dacă le strigi, nu știu ce-ți fac. Atenție! Sunt prost dispusă! Fericele, ține-mi spatele și pregătește cai. Atenție! Stimarea tutuisa, acesta este un jaf. Banii viața sau mustața. Te bă de aici! Ce vrea asta, mă, de la mine? Nu ești tu, mă, că nu mă bag. Ce vrei, mă, de la mine? N-ai, mă, și tu o țigară? N-am, că m-am lăsat și de fumat. Băi, terminați-vă cu discuțiile astea, că m-ați omorât. Nu înțelegi? Banii viața sau mustața? Ce vrei, mă, de la mine? Mustața, mă, n-auzi, dă-i mustața și scapă de el. Scoate ce ai de valoare, că te-mi puși. Cu ce? Nu, mă descurc eu. Mai îmi face tu bețe roate, tu ascultă ce spun. Pune aici pe masă tot taurul care l-ai în casă, toate petrele nestimate care posezi, diamantele și juvarelele și pune video. Ai? Dacă ai, pune-l pe masă în clipa asta, dacă nu... Dacă nu ce e? Te împușcă, sunt răufăcător. Opa, împușcă-mă. Ia uite-i poști. Ce, mă? Băi, vezi că nu glumesc. Nu glumesc. Bine, tu ai vrut-o. Băi, vezi că fugi calul de sub tine. Băi, gata la fără! Băi, ține-te bine de cal să nu fugă. Băi, Asperino, nu mai te râde, că chiar te împușc. Ce le dai, ai grijă la floare că te mănânc. Băi, dă-te, mai omor. Pistoalele alea cum le ții, ține-le bine. Băi, nu mi să dă, dar ales în această situație, te împușc. Gata, ți-am luat viața. Mai dat-o pe naiba, mă, că mai am 8. Că am 9, ca pisica. Așa faci? Da, da. Bine, atunci pun tunurile pe tine. Atenție, atenție. Și am alimentat. Fitil. Țita. Ai grijă, flori. Grijă, pe dracu. Te iau la baionetă. Atenție, dorobani. Pregătiți-vă. Armata, salt înainte. Și... Iartă-mă, Asprinu, de altfel nu mai scăpam de el. Așa jumătate de oră avem liniște. Hai de ca... Ce faci, mă? Bă, ce cauți aici, mă? N-ai zis că te duci la o lucrare? Nevastă-mea. Și tu ce cauți aici, mă? Ce-a pățit ăsta, mă? A căzut de pe cal. Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!